predau cheia pentru a deschide cu aceasta tezaurul școlii. Să păstrați și să protejați tradiția moștenirii noastre. Să aveți deschidere spre talent și cunoaștere. Vă mulțumim pentru încredere. Vom duce mai departe tradiția școlii. Vă asigurăm că vom păstra cu cinste. Mult succes! Dana, Savo Valin Flaviu,
dragi absolvenți, în școală ne-am străduit să vă ajutăm să vă înțelegeți corect menirea în lume. Sperăm că am reușit măcar în parte. De acum, lumea pentru voi se lărgește și vă veți trebui să înțelegeți singuri, urmând pilda vieții, pentru că viața întreagă este o școală. Vă sfătuiesc să aveți idealuri. Vă sfătuiesc să aveți țeluri mai presus de interesele personale, pentru că numai așa viața primește noblețe și coerență. Dacă aceste țeluri nu le veți putea atinge pe toate, nu vă dați bătuți. Continuați să urcați. Ne dorim să auzim despre voi vorbindu-se de bine, să puteți trece peste greutăți cu demnitate, să puteți dărui la rândul vostru din ceea ce acumulați bun pentru. Sunt convinsă că v-ați conștientizat în școală și minusurile. Orice om le are. Și că ați învățat să munciți pentru a le atenua. Nu vă pierdeți încrederea în visele voastre, orice s-ar întâmpla pe drum. Visele sunt cele care ne fac unici. Vă doresc, deci, dragi absolvenți, să puteți fi voi schimbarea bună pe care vreți să o vedeți în lume. Succes și ne mai vedem, firește, la ta. De most ti vagytok díszben, virágok és ajándékok között, és nektek díszítették a terveket, gyűjtötték a virágokat. Nektek szól a ballagási dal, értetek, öltöztünk fel ünneplőbe, és reméljük, hogy ez a ballagás emlékezetes, megható, de mégis vidám lesz. Talán akadnak köztetek, akiknek mégis megfordult a fejében. Milyen jó lenne még csak 11-esnek lenni.
Mit adtak, mit jelentettek számotokra ezek az évek? Mit kaptatok a 12 év során? Milyenekké váltatok? Felnőttetek a nagy feladatra? Felkészültetek előképpen az egyre önállóbbá váló életetekben elkövetkezendő várható nehézségekre és a nem várt eseményekre? Készen vagytok a kihívásokra? Szereztetek elég tudást, ismeretet, hogy el tudjatok igazodni az útvesztőkre? Erre a sok-sok kérdésre mind a saját szívetekben találtok választ. És bízom benne, hogy a legtöbb kérdésre a felelet egy egyszerű igen lesz. Eljön a pillanat. Rezultatele la învățătură ale clasei a 12-a sunt următoarele. Daia înalta, media 10, premiul 1. Corina, premiul 2, cu media 9,94. Lupu Corina. Dragu Maria, premiul 3, cu media 9,92. Lupu Manuela, cu media 9,86. Macarie Renate, 9,86, la fel. Idicaș Caius, care lipsește, 9,78. Sobo Nicol, 9,76. Mărculescu Sofia, 9,47. Dumitrana Damaris, 9,42. Boța Iulia, 9,27. Muntean Adrian, 9,10. Odis Diana, 9,02. În ordine alfabetică, ceilalți absolvenți de clasei sunt Fiorian Aurelian, Dascăl Darius, David Ioan, Iacob Mihai, Opriș Lorena, Posteucă Eliza, Rus Radu, Șorban Cristofor. Adresez câteva cuvinte. Da, așa pe urmă. Dragi elevi, am vorbit mult în cei 8 ani de mandat ca dirigintă, poate uneori și cu folos. Știu că voi rămâne în memoria voastră cu apelativul dirigă și recunosc că e mai acceptabil decât aia de română. Aportul școlii, al familiilor voastre, al mediului în care ați ales să trăiți, se vor materializa de acum înainte. La categoria cuvinte de drum, vă invit să meditați în clipele de răgaz la aserțiunea străveche, în care se spune că aurul se recunoaște în foc, iar caracterele se dezvăluie în momentele grele. Din păcate nu o să vă lipsească. Viața nu este un drum presărat cu flori. Eu însă vă doresc să fiți mereu învingători și să auzim numai de bine.